Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut că iar s-au răsuflat, ca să nu zic altfel, subiectele de la simulare? Nu cred. Da. Când s-a mai întâmplat asta? Anul trecut. Nu mai știu cu ce termine, dar și anul trecut la simularea pentru bacalaureat. A, pentru bac, mă, eu am crezut că la aia lui Fimiu, la evaluare, zic. Da, și tu n-ai știut. Da. Da. N-am ajutat deci, copilul. Din câte mi-aduc aminte, pentru la simulare a fost. Adică Așa. Nu știu dacă a fost la examenul de bac. Dar anul trecut, uite, ne-a ajutat Adi Tudor, ne găsește ce cuvânt a fost anul trecut căutat definiție la bacalaureat și s-a scurs undeva și s-a căutat pe Dex Online. Anul ăsta se întâmplă din nou. E ca în Twin Peaks. It is happening again. Deci cu fondul ăla mai încet, că nu m-am uitat. Care e cuvântul? Cuvântul e sforțări. Deci le-a dat la copii un text foarte lung. Așa. Cred că are vreo, ce să zic, 600 de cuvinte are. Deci i-a nenorocit pe mulți dintre ei. Le-a zis să-l citească, ceea ce e prima greșeală, după care cerința A, scrie pe foaia de examen în enunțuri răspunsul la fiecare nu știu ce. Numărul 1, indică sensul din text al cuvântului sforțări și al secvenței la fiecare pas. Rezultatul este, colegii și prietenii noștri de la Dex Online au devenit colaboratorii, nu știu, da, de care constată când avem noi câte un cuvânt la dublu sau nimic, mai ciudat, pac, explodează căutările pe Dex Online pentru cuvântul respectiv. Ei au constatat că noaptea, deci noaptea dinaintea examenului. Noaptea de dinaintea examenului, imediat după, citez, cum tot românul știe că cine se scoală de dimineață de parte ajunge, căutările termenului sforțare au început imediat după miezul nopții, până la ora începerii examenului, depășindu-se media zilnică a ultimelor luni. Eu cred că primii au fost profesorii care au primit subiectele și n-au zis, ce-i întreabă mamă? Păi știi, uite, sporțăria, dă-i. Gicule! Păi înțeleg că nu mai e mai ca pe vremea. Să mă, dar subiectele nu vin... Dar unde crezi că se fac, mă? Crezi că le fac extratereștri? Nu, le fac niște extratereștri din minister și ele se trimit secretizat. Și se deschid la examen. Nouă, corect, dar zic, primele căutări... Nu se deschid la miezul nopții să vadă ce e înăuntru, poate vreo surpriză. La minister, în comisie, îmi imaginez, sunt niște inși, mai mulți. Mă, atenție, după miezul nopții. După miezul nopții. Așa. Deci noi suntem comisia de la minister. Așa. Suntem aici noi patru, ăștia suntem comisia. E plauzibil, am și putea. Și Adi Tudor are o idee. Dom'le, știți ce o să-i întrebăm? Ce înseamnă sforțări? Aha. Și noi spunem, extraordinar, Adrian, o idee fantastică, după care căutăm să vedem ce dracu înseamnă sforțări, că noi habar n-avem. Adi e singurul capat. Ai prins-o? Am prins-o, da. Așa e și acolo, a zis unul comisie. Dragi profesori, vreau să-i întrebăm ce înseamnă sforțări. Nu cred că așa se întâmplă. E o provocare. Cred că aceste subiecte se fac mai multe din timp și după aia se trage la sorți 1 și în dimineața respectivă, pac, se distribuie. Dar cumva s-a cunoscut tragere la sorți, înțelegi? S-a întâmplat cum ceva. Cum se făcea odată. Da. Pe vremea mea asta era la ordinea zilei, adică dacă n-aveai subiectele, erai ca întâmpit. Serios? Da, erai un pic în afara orbitei normale. La eu am fost întâmpit. Toți am, eu n-am fost împit. Aparent, da. La tine nu pot să bag mâna în foc, că erau alte vremuri. Eu n-am știut subiectele. Păi, e adevărat subiectele că ne mai dădea voie să mai, vorbim, să mai vorbim între noi la examenele astea mari. Dacă erai un băiat ca lumea, da, le știi toate subiectele. Bun, și după dacă ce ai erai la măcar asta... și tu acolo, trebuia măcar să știi din ce se dă. Uh-huh. Adică opera literară. Serios? Bine, aflai o zi înainte, nu te ajuta cu mare lucru, nu poia... Păi tu sunt îngrași porpun ajun. Dar cum aflai? Dar era cu dalea. Eu nu am... Pe surse. Mie se afla pe surse. N-am să niciodată. Mi-a picat la treapta întâi în clasa 8-a Dobrogea lui Boxa, pe așa, care o uram din tot sufletul. Aia mi-a picat și a trebuit să scriu comentariul la aia. Mă rog, am luat, a fost-o, dar nu mi-a plăcut. La noi venea... Atunci n-aveam WhatsApp, venea pe SMS. Și se ducea buhu. Serios? Da. Uneori au fost și zvonuri false. Da, au fost copii care s-au nenorocit, au învățat comentarii aiurea. Și cred că se și distrau niște. Dar v-au lăsat, dar erau de-alea, vedeți că se dă moromeții. Atât apărea. Și se ducea ca foc. Asta în ce ani? Vorbim de anii 2000. În anii 2000 era așa? 90-2000. 90-2000. 90. Dar vă lăsa să vorbiți între voi puțin, așa? Să copiem, adică da. Adică să ne... Să mai consultați. Să ne consultăm, da. Să știi că eu recunosc că în fața colectivului am fost lăsat, nu, pe noi ne-au lăsat la bacalaureat să mai discutăm între noi, să verificăm dacă suntem cu adevărat atât de buni pe cât credem. Și la examenul de fizică, eu am luat nota 10 la fizică la bacalaureat. Uh-huh. Am fost eroul familiei, nu știu. Procelarule.
Nu, am avut o capacitate bună de sinteză, pentru că am vorbit cu cel din față și am vorbit cu cel din spate. Și am luat ce vrea mai bun de la fiecare. Ce, au luat 8 lor. Și tu ai luat 10. Au luat, da, mai puțin de 10. Aveai și scrisul frumos, probabil. Ideea e că două chestiuni. Unu, cuvântul căutat anul trecut este de bună seamă, s-a ocupat, adică... Expresie, mă, nu cuvânt. Expresia, da. De bună seamă s-a căutat, da, pe Dex anul trecut. Așa. În același moment ca acum. Iar în ceea ce privește examenul de bacalaureat, întrebai din anii respectivi, atunci eu am fost ultima generație care a dat fără camere. În 99, nu, care a dat fără protocol. Cum fără protocol? În 99. Ce înseamnă fără protocol? Până la mine, în anii precedenți, copiii adunau o sumă de bani să se facă un mic protocolaș pentru profesorii supraveghetori. Da. Poate uțe, chestii de-astea. Da. Sumele puteau deveni interesante și protocolul putea fi... Cu cât era protocolul mai ca lumea... Așa. Și la cu atât oamenii închideau ochii că se duceau la... Și se duceau în bufețel, am înțeles, în fiecare sală. Înțeles, și azi duceau, mai ciuguleau ceva și copiii își mai vedeau și tale. Și tu n-ai avut parte de protocol. La noi s-a interzis? S-a asistat protocolul, a ieșit ceva scandal la vremea aia. Oamenii nebuni, mă spun. Și am avut niște necazuri, dar ne-am descurcat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.